Bebelușa Oana Ioniță nu a putut să reziste prea mult departe de sala de balet. Vedeta s-a întors la cursuri la doar o lună de zile după ce a născut. Nu este deloc ușor să plece de acasă de lângă băiețelul ei, dar Oana le simțea lipsa micuțelor balerine. Îmi este foarte greu să plec de acasă de la bebe pentru că trebuie să fie alăptat bebelușul. Da, am revenit pentru că mi-era așa de dor. Uite-te, să nu fie dor de petele astea așa de mici, de bebelușele astea așa de mici, dragi, după puși. Oana are ajutoare de nădejde acasă, așa că bebe a rămas pe mâini bune, cât stă mami la sală. Cu cine? Bunicele copilului, mama mea și mama lui Florin. Nu doar bunicele o ajută, ci și fetița ei, Isabela, din prima căsătorie, care este de-a dreptul topită după frățiorul mai mic. Când se trezesc dimineață, spune, el este epurașul meu și se duce, îl pupă tot timpul. Deci Oana nu a ținut regim și recunoaște că a pus câteva kilograme în timpul sarcinii și poate nu mai este la fel de sprintenă. Însă este încrezătoare că efortul pe care îl depune la cursurile de dans va da rezultate. Se zice că alăptatul e cea mai bună cură de slăbire. Pe parcursul celor 9 luni m-am îngrășat și trebuie să am răbdare ca 9 luni să slăbesc. Nu am început orele de sport, dar dacă fac o oră de balet, să știi, e ca o oră de sport intensivă.